ar fi fost bătut și obligat de proprii părinți să aducă bani acasă. Un tânăr își acuză mama și tatăl că l-au supus unor chinuri greu de imaginat și chiar l-ar fi lăsat să moară de foame atunci când nu aducea bani acasă. Tot băiatul susține că i s-ar fi făcut o pensie de handicap fără ca el să fie bolnav și asta pentru ca părinții să profite de banii lui. Salvarea lui ar fi venit de la fratele mai mare care își dorește să se facă dreptate și să se afle adevărul. Fiu sau sclav? Dacă nu aduceam bani, nu mânca. De foarte multe ori m-a bătut. Mi-am leșinat, mi-a curs sânge. A trăit în cei 22 de ani ai săi chinuri cât pentru 10 vieți. Iar cea pe care o acuză Alexandru că l-a nenorocit e chiar mama lui. Dacă le ceream o porție de mâncare, îți ia cu 15 lei, cum e la restaurant. Când era mai mic, mă bătea, nu mai mă duceam la școală, fugeam de acasă de frică de bătaie. Mă bătea cu nuiaua, mă lua la palme. Sunt cuvintele pe care Alexandru le spune cu mare durere în suflet. Băiatul are ochii înlăcrimați când își amintește de anii pe care i-a trăit în casa părintească, lângă niște oameni pe care îi numea părinți, dar care l-ar fi chinuit și chiar ar fi profitat de pe urma lui. Au mers cu mine la doctor și mi-au făcut pensie. M-au dus la psiholog peste tot. Pensie pentru ce? Pentru handicap. Și am avut pensia până la 18 ani. Și la urmă, după ce n-am mai avut pensia, la urmă m-a trimis la muncă. Eu munceam și în timpul când aveam pensia. Și mă duceam la muncă și trebuia să le aduc bani. Eu nu luam niciun ban în mână. Mama i-a luat pe toți bani. Și-au făcut casă, gard, puț, și-a luat vacă, și-a luat cal. Mama lui, spune Alexandru, l-ar fi internat chiar la un spital, deși el nu se simțea bolnav. M-a internat la spital 2-3 luni de zile. La ce spital? La spital la Târgoviște și la psihiatrie. Și acolo ce se întâmpla? Acolo îmi făcea tratament și de la tratament la mine era rău. M-am dus la doctor, mi-au ieșit analizele bune. Doamna doctor a rupt analizele tot și mi-a făcut altele. Și a zis să fac tot nebunul la doamna psiholog. Ce trebuia să faci? Sau să nu faci? Să nu vorbesc bine. Să nu completez ce făceam acolo bine și să iasă analizele proaste. Ai făcut așa cum ți s-a cerut? Da. De ce? M-a amenințat că mă bate. Îți era frică? Da. Și acum, când la 18 ani, nu, am recunoscut totul. Bătut, chinuit și pus să muncească pe brânci pentru a aduce bani acasă. Acesta, spune Alexandru, că era tratamentul la care părinții l-ar fi supus zilnic. De foarte multe ori m-a bătut. Mi-a dat și cu luba în cap de la căruță. Mi-am leșinat jos și m-a dus în casă. M-a dus să mă duc la spital, m-a dus în casă. Mi-a revenit peste o oră și ceva. Când a dus cu calul de la căruță, m-a pus să iau din căruță, nu mai știu ce m-a pus să iau. Și eu m-am dus să iau din căruță și i-a dat drumul la o lobă. Intenționat? Da, aveam vreo 12 ani. Mai rău decât un sclav, așa susține Alexandru că era văzut de părinții lui. Când aveam bani, mă chema acasă. Când nu aveam bani, nu mă chema. Banii îi dădeai lor? Da, tot ce câștigam le dădeam lor. Îmi doresc să fac dreptate și să am și unde să stau și un loc de muncă. Am fost numai între străini. Te-ai simțit vreodată iubit de familia ta? Nu. Niciodată. Chiar nu știu de ce s-au purtat așa, din cauza la bani. Le duceam de la servici și pâine caldă, că eu lucram pe brutărie. Stăteam la firmă, că acasă nu mă prime. Care e durerea ta cea mai mare? Că nu mă ținut lângă ei și că nu mă iubesc. I-am considerat părinții mei. Dar n-a fost să fie așa. Coșmarul s-ar fi încheiat pentru Alexandru când l-a întâlnit pe fratele său, Ionuț, frate dat spre adopție, când avea doar 8 luni. Iar acum el este singurul care se pare că-i vrea binele lui Alexandru. Eu mi-am dorit foarte mult, de mult timp am visat ca să pot să am un frate lângă mine, pentru că sunt singur. Pe lumea asta. Mă doare sufletul de fratele meu. Încât am auzit că a fost foarte timid fratele meu Alexandru și vreau să fac o dreptate, să se dovedească că el nu este nebun cu acte în regulă, cum au făcut ei, au luat timp de 5 ani de zile, au luat pensie pe urma lui, au făcut o casă pe urma lui, n-au lucrat pe nicăieri, toată lumea știe. L-au bajocorit și acum
cred că nu se putea face să-l dea afară pe drum. Alexandru i s-a spus altceva, că sunt mort. Pe urmă s-a dovedit, când m-am dus eu de am cunoscut, a văzut că nu sunt. Eu am mințit că a dat o mașină peste mine într-un accident și tot așa. Numai ca să nu ia legătura cu tine. Da, să nu țină legătura cu mine și i-a ținut foarte departe, mult timp față de mine. Acum Ionuț vrea să facă dreptate pentru fratele său, Alexandru. Totodată vrea să fie salvatorul fraților mai mici, de 15 și 17 ani, care au rămas la părinți. Cu ceilalți frați se poartă la fel? Da, se îi mai cert, îi înjur. Pe celălalt l-a băgat la muncă, lucrează pe șantier. Cel de 17 ani? Da. Ce spune însă mama băieților? Aflați în exclusivitate mai târziu, doar la Acces Direct.